E noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Sunt liniștii hipopotamii sub raza lunii de creștări. Până acum, guvernanții se plângeau că poporul român este mai ceva ca un popor ipohondru cu cetățeni care iau cu asalt cabinetele medicale, clinicile și spitalele, făcând astfel imposibilă observarea reală a stării de sănătate, dar existând și o cheltuială enormă pentru decontări. Acum se schimbă calimera și odată cu intrarea în vigoare a cardului electronic de sănătate, s-ar putea observa că, de fapt, așa zisul mersul la cabinet era de cele mai multe ori o afacere și astfel guvernanții se pregătesc acum să amendeze românii dacă în 3 ani de zile nu calcă pragul unui cabinet medical. Ce părere au oamenii? Am încercat să aflăm la starea de spirit. Românii ar putea fi sancționați dacă nu se duc la medic cel puțin o dată la 3 ani. Ce părere aveți? Se autosancționează românii singuri dacă merg o dată la 3 ani. Trebuie să meargă mai des. Mai des. Da. Și ce credeți? Îi va face această măsură pe români să meargă mai des la medic? Parte din ei vor gândi pozitiv și vor merge. Iar ceilalți vor rămâne cu sancțiunile. Da. Cu autosancțiunea. Dumneavoastră cum procedați? Mergeți regulat la medic? Vă faceți analize? Da, da. Și este mai bine așa? Este mai bine, pentru că chiar am fost depistat cu ceva și probleme și sunt interesul meu, nu? Acum. Sunteți de acord cu ministrul sănătății că este mai ieftin să prevenim decât să tratăm? Da, sigur că da. E foarte bine. De ce este bine? Păi să-și caute sănătatea, să vadă dacă apar anumite boli. Mulți stau până ultima fază. Dar de ce, de ce credeți că nu merg românii de regulă la medic? Din cauza banilor, poate? De ce credeți? Și banii, salariile cum sunt acum, pensiile. Da, e o chestie, e bună varianta asta, dar ar trebui un preț mai redus la... Cum să fie redus? Prețul la medic. A, să ieftinească medicamentele și serviciile. Medicamentele, sigur, da. Și ce credeți, va face această măsură pe români să meargă mai des la medic? Păi merge dacă e vorba de amendă. Se feresc românii de sancțiuni. Se feresc, sigur. Trebuie. Dumneavoastră cum mergeți? Mergeți regulat la medic sau? Anual. Anual. De fiecare an, da. Chiar și de 2 ori pe an. Foarte bine, deci sunteți de acord cu ministrul sănătății. E mai ieftin să prevenim decât să tratăm. Sigur. Mai bine prevenim. Pe urmă poți să mai scump și poate sănătatea să fie fatală. Dacă nu se duce mai des la control, așa este. Românii ar putea fi sancționați dacă nu se prezintă cel puțin o dată la 3 ani la medic. Ce părere aveți despre această măsură? Nu, mi se pare totuși o măsură bună. De ce este bună? Pentru că orice este preventiv e mai bine ca decât să tratezi așa după. Deci dacă noi aveam niște controle, cum erau odată pe timpul, deci noi muncitorii participam de 2 ori pe an sau 3 ori pe an la control. Să știa precis dacă în perioada respectivă mai poți face față sau nu la muncă. Deci acum ar fi bun un control de ăsta pentru că e ceva preventiv. Dar dumneavoastră, de ce credeți că nu merg românii la medic așa des? Nu merg la medic. Nu merg din cauza că le e frică. Se mai există și teama asta de medic, de mici, poate n-au fost niciodată. Și le e frică. Alții nu merg din cauza că le e frică că le cere bani. Da, și sau... credeți că această măsură îi va ajuta să meargă sau îi va determina să meargă mai des la medic? Da, îi va determina să meargă, pentru că va fi o măsură fără plată. Dumneavoastră cum procedați? Mergeți des la medic regulat? Sau? Eu merg pentru că eu am avut probleme în ultimul timp. Eu trebuie să merg, neapărat. E mai bine să prevenim decât să tratăm. Absolut.